Victor Căldărar este un tânăr de 30 de ani. În acest moment lucrează peste 10 hectare de pământ și are în bătătură 8 vite, mulți porci și peste 100 de oi. Acum vara, ne sculăm de dimineață, mergem la cosă, după aia, dacă, când se uscă fânul, mergem, adunăm cu grebla, pe urmă mergem cu presa și urmează căratul. Porumbul cum scrie la carte, îl arăm, îl discuim cu discul, după aia venim cu sămănătoarea, la urmă cu erbicitul. Tânărul este mândru pentru că s-a specializat acum și pe producția de brânză telemea. Vrei să vă tai? Victor nu este singurul membru al etniei care se ocupă de agricultură. Frații săi și rudele își câștigă existența tot din cultivarea pământului. Treaba ar merge și mai bine dacă ar avea parte de un ajutor mai mare din partea statului. Mai greu cu motorina, asta e scumpă, asta ne dă peste cap, motorina. Nu e subvenționată, nu e nimic, cu creșterea animalelor, cu ghiței, cu cai, cu porci, cu ce putem și noi să ne descurcăm. Iar nu avem cui vinde, nu merită, dar nu avem ce face, că nu știm pe viitor ce va fi. Avem 10 vaci, am aici 7 viței și 3 cai. Laptele nu avem lăptărie în sat, nu ne putem distribui, nu ne putem valorifica produsele. Nu știu ce se întâmplă cu noi. Până la urmă om da faliment toți, că dacă nu ne ajută statul, nu nimic. Am 15 hectare de pământ, am 100 de oi, am 10 vaci, 3 cai. În ciuda greutăților, agricultura le aduce și profit. Ca dovadă, de la un an la altul, efectivele de animale se măresc, la fel și terenurile pe care romii le dețin.